Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapir, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitatul meu din această seară este domnul președinte Costel Fota, președinte executiv al Partidului Social Democrat și președintele Consiliului Județean Galați. Bine ați revenit alături de noi, domnule președinte. Bună seara, bine v-am regăsit. În weekendul trecut, ministrul Agriculturii Petre Daia a fost prezent la Galați și a vorbit despre faptul că județul nostru este printre cele mai afectate de secetă, alături de Vrancea și de Buzău. Care sunt măsurile care se iau pentru a-i ajuta pe fermieri? Vor veni despăgubiri? În primul rând, ceea ce am cerut ministrului din momentul în care a fost investit sau din momentul în care a fost, mai bine zis, propus, acceptat de către Comitetul Politic Național al Partidului Social Democrat, l-am rugat ca cu proxima ocazie să vină, după ce va fi investit, să vină la Galați, pentru că avem o situație foarte, foarte delicată. Și nu e vorba doar de Galați. Aici vorbim și de Galați, și de Brăila, și de Buzău, și de Vrancea, și de Vaslui, pentru că zona asta este foarte puternic afectată de secetă. A fost foarte receptiv, astfel că săptămâna trecută, sâmbătă, am avut o întâlnire cu toți primarii din județ și, bineînțeles, cu parte din parlamentari, și a participat și domnul ministru Daia. L-am rugat să dispună cât mai repede să se organizeze comisii pentru a merge în teritoriu și a verifica, a constata dimensiunea și cât de gravă este situația. Bineînțeles că l-am mai rugat câteva lucruri să se gândească și să le analizeze și pe unele chiar să le impulsioneze, și anume este vorba despre proiectul ăla de 100 de milioane de euro pe care îl avem pe zona de nord a județului, și aici vorbim de Barcea, Ivești, Liești, Drăgănești, Umbrărești. Bineînțeles, vorba de Grivița, Cudalbi, Valea Mărului și Matca, însumând aproximativ 30.000 de hectare de teren care urmează să fie irigat. Este un proiect care a fost adoptat și avizat în Comisia Tehnică de la sfârșitul lunii mai. În vizita pe care a făcut-o sâmbătă, a fost alături de ministrul Petre Daia și directorul ANIF pe România, pe care l-am rugat să urgenteze și să scoată în procedură de licitație cât mai repede acest proiect. Este un proiect pe care noi îl estimasem la aproximativ 100 de milioane de euro, dar din ce am înțeles de la directorul ANIF, valoarea este mult mai mare, pentru că se face repompare din barajul de la Movilen, pentru că este și mai aproape și avem suficientă apă acolo, astfel încât să asigure irigatul pentru cele aproape 30.000 de hectare de teren. Sperăm ca în cel mai scurt timp, în anul ăsta, să demareze procedura de licitație, ca poate în 2023 să treacă direct la ceea ce înseamnă implementarea acestui proiect. Sper să ajungem, pentru că asta este dorința, să ajungem măcar la jumătate din suprafață sau poate mai mult, 50%, 60%, 70% din toată suprafața de teren arabil irigată în județul Galați. În Galați sunt 290.000, aproape 300.000 de hectare de teren arabil, dintre care în momentul de față aproape 120.000 de teren de suprafață de teren arabil irigată, ceea ce înseamnă că cu aceste 30.000 de hectare am ajunge la 50% suprafață irigată. Se dorește, pentru că dacă am fi avut niște oameni care să înțeleagă mai mult sau mai bine cât de importantă este agricultura pentru România. Și aici vorbesc de cei care au guvernat România în 2020-2021, pentru că atunci s-a format și s-a croit PNRR-ul, iar pe PNRR au fost alocați 0 eurocenți pentru agricultură. Doamne, nici un euro pentru agricultură, ceea ce este o catastrofă. Dacă s-ar reuși să se modifice PNRR-ul și să se aloce ceva bani pentru agricultură, cred că prioritatea zero ar însemna irigațiile și, mai mult de atâta, măcar să se ajungă la sisteme de irigații microzonale, adică unde ferme mai mici să poată să facă un sistem de irigat cu
puțuri forate, bineînțeles, cu lacuri de acumulare artificial în care să se poată acumula apă și oamenii să poată să își irige culturile. Și adică, din punctul meu de vedere, și nu numai, cred că soluția pentru această regiune, Galați, Brăila, Vrancea, cea mai bună soluție ar fi un proiect național al Guvernului și al Ministerului Agriculturii, pentru că noi pierdem foarte, foarte multă apă primăvara, când se topesc zăpezile, când vin ploile de primăvară pe siret. Și astfel, dacă s-ar face niște baraje, niște poldere de retenție a apei pe siret, gândiți-vă că am avea apă, am avea posibilitatea să irigăm și noi pe zona, pe Valea Siretului, tot ce înseamnă spre de la Șendreni până la Tecuci, chiar Cozmești, zona de Nicorești, Poiana pe acolo, dar și ce înseamnă o parte din Vrancea și, bineînțeles, Brăila. Adică ar fi extraordinar dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, pentru că noi în fiecare an ne uităm după un nor pe cer să vedem cum ne plouă, dar în același timp, în fiecare primăvară, ne uităm cum avem inundații, pentru că dacă am avea aceste baraje, apa ar putea fi regularizată și s-ar da drumul la apă într-un regim și într-un sistem din ăsta regularizat, astfel încât să nu mai apară inundații cum am avut în 2013, cum am avut în 2008 pe la Cozmești, pe la zona aia de acolo, Cozmești, Vale. Și atunci lucrurile ar sta cu totul și cu totul altfel și nu ne-am uitat cum primăvara să scurge apa din siret, vine din zona Bacăului și mai sus, și atunci am vedea cum apa, nu ne-am mai uitat cum apa să scurge în Dunăre și apoi în mare, și să ne uităm vara după un nor poate dă o bură de ploaie. Lucrurile ar sta cu totul și cu totul altfel. Avem posibilitatea, știți cum e, voință ne mai trebuie. Un alt sector aflat în cruntă suferință este cel al construcțiilor și acum cel mai puternic constructor din România a amenințat recent cu oprirea lucrului pe toate șantierele, fapt care nu s-a întâmplat din fericire pe drumul expres Galați-Brăila. Spuneți-ne din punctul acesta de vedere cum stau lucrurile vis-a-vis de proiectele de infrastructură ale Consiliului Județean. Deci, în momentul de față, într-adevăr, așa cum au fost date acele ordonanțe de urgență și ordonanța 15 și ordonanța 64 privind ajustarea prețurilor, într-adevăr, este foarte, foarte greu. Gândiți-vă că trebuie să recalculezi toate devizele, trebuie să recalculezi absolut tot, valoarea rămasă, materialele, cantități. Au colegii din Consiliul Județean de la Tehnică, au o muncă de Sisif. Într-adevăr, săracii oameni nu sunt vinovați că a crescut prețul de motorină sau de benzină de la 5 lei la 9 lei, pentru că ei, când au licitat acum 2 ani de zile, au licitat pe niște prețuri pe care le-au crezut și le-au gândit a fi sustenabile și predictibile pe termen lung. Și atunci și-au făcut oamenii niște calcule la prețurile din 2019 sau 2020, când au licitat aceste proiecte. Bineînțeles că nu și-au imaginat că, mii de metri cub de gaz se va duce de la 280 de euro la 1250 de euro, nu și-au imaginat că kilovatul se va duce de la nu știu cât la de 3 ori mai scump. Și atunci toate costurile astea, toate costurile la energie, au condus și la creștere și la altor prețuri la materiale și la fier. Fierul la un moment dat era 1,80 lei de bani, după care 3 lei. Când era 3 lei era nenorocire, dar apoi în luna mai era prețul la fier de 7 lei și 80 de bani. Adică de 6 ori mai mult, de 5 ori mai mult. Sunt prețuri pe care nu poți, sau mai bine zis, costuri pe care nu le poate suporta niciun constructor. Trebuie să ajustate aceste prețuri, din punctul meu de vedere, cu evoluția prețurilor la bursa internațională, astfel încât dacă astăzi prețul la ciment pe bursă este de 5 lei, atunci constructorul să-și încaseze prețul la execuția lucrării la 5 lei kilogramul de ciment.
dacă peste 3 luni de zile prețul este 3 lei, atunci să vină cu devizul, cu lucrările la 3 lei. Dacă este 7 lei, să vină la 7 lei, pentru că altfel, nu știu când se va întâmpla, este de dorit să se întâmple cât mai repede, ca aceste prețuri să se stabilizeze, dar vedeți noastră, în contextul geopolitic în această perioadă, nu mai poți să te gândești la niște lucruri atât de predictibile pe termen lung, la prețuri și la situații, pentru că toată lumea, vedeți, încearcă să devină independentă din punct de vedere al energiei, pentru că toată lumea încearcă să găsească soluții pentru ceea ce înseamnă independență energetică. Cum evoluează mecanismul pentru tranziție justă, cel care oferă 2,1 miliarde de lei pentru mecanismul pe tranziție justă? Mecanismul pe tranziție justă în momentul de față este în plin proces de depunere a proiectelor. Deci deja, a început depunerea deja proiectelor. S-au conturat așa o prealocare a sumelor pentru județe, probabil pentru județul Galați vor fi minim 400 de milioane, dacă nu și mai mult. Cei mai mari jucători, și în principiu este combinatul care sau cu ajutorul căruia să îndeplinesc și indicatorii tehnici de proiect, pentru că această tranziție justă, dacă ne uităm, este pentru a reduce noxele de dioxid de carbon. Iar unul dintre cei mai mari poluatori dintre toate cele 5 județe eligibile pe tranziție justă, unul dintre mari poluatori este combinatul Galați, și atunci va trebui, din punctul meu de vedere, și este normal și firesc, să primească și o sumă consistentă, astfel încât să poată să-și ducă proiectele la bun sfârșit. Unul dintre proiectele foarte importante și frumoase pentru combinat este acela de a nu mai produce oțel cu cox, astfel încât să ardă furnalul, ci va schimba tehnologia pe arc electric, și atunci și aici va veni în completare cu un, din câte știu eu și din câte cunosc, pentru a deveni din independenți din punct de vedere energetic, să-și facă instalații ferme cât mai mari de panouri solare și de turbine eoliene, astfel încât să poată să-și producă energia electrică ei însăși, astfel încât să poată să asigure și pentru furnal energie electrică, astfel încât să nu mai fie condiționat sau să nu mai trebuiască să facă importuri de minereuri și de cox din alte țări, pentru că în momentul de față sau până acum ceva timp, unul dintre marii furnizori ai materiei prime pentru combinat era Ucraina. Din păcate, de ceva timp au trebuit să se reorienteze pe piața internațională pentru materia primă. Avem tot mai multe zile caniculare, cum era de așteptat, că doar e vară și știm cum se comportă la noi acest anotimp, dar toată lumea își dorește și apă și umbră și liniște și poate aveți noutăți de la Sera de Plante Tropicale, mă gândesc. Unde ar putea să fie un loc numai bun pentru a petrece această perioadă? La Sera de Plante Tropicale să lucrează chiar mă gândesc acum câteva zile, adică miercuri, joi, cred că și vineri s-au turnat platformele betonate. Se lucrează intens la ceea ce înseamnă umplerea spațiilor cu pământ vegetal pentru plantele tropicale. Sunt echipe care lucrează, din păcate asta este cam greu, lucrează la montarea sticlei pe seră, vă dați seama cât este de complicat pe temperaturile astea, dar lucrează mai mult dimineața și seara, pentru că te prăjești sus acolo pe seră la 40 de grade, vă dați seama, și metalul ăla încălzit și sticla încălzită cu și tot așa mai departe. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, zic că se lucrează. Nu se lucrează, sau mai bine zis, nu pot să spun că sunt atât de bine mulțumit de constructor, pentru că m-aș fi așteptat
să lucreze mai intens. M-aș fi așteptat să adică dorința mea și doleanța mea era ca în august-septembrie 2022 să o dăm în folosință și să putem să o vizităm, posibil ca lucrul ăsta să se întâmple cu o întârziere de câteva luni de zile. Dar și așa, una peste alta, se lucrează. În 2020, PSD Galați câștiga, ca de obicei, la scor în alegerile locale și cu toate acestea, în 2024, veți avea mai mulți primari decât ați avut câștigători în 2020. Da, oamenii au văzut că suntem o echipă serioasă și că ceea ce promitem, sau noi atunci când promitem, ne și ținem de cuvânt. În afară de faptul că promitem doar ceea ce putem și avem garanția că putem face. Am spus-o și repet, în 2020, când am venit în campanie electorală, nu am promis că vom face aeroport, nu am promis că vom face spitalul nou, nu am promis că vom face drum transregio până la Brăila, Călăraș și Alomița, până la Chiciu. Nu am promis că vom face drumul expres de legătură cu centura mare a Galațului și nu am promis că vom face modernizarea drumului național spre Tecuci. Deci astea sunt lucruri pe care nu le-am promis, dar sunt lucruri care însumate, sau sunt proiecte care însumate duc la peste un miliard de euro. Numai astea pe care vi le-am enumerat. Afară de celelalte pe care le-am promis vis-a-vis de ceea ce înseamnă platformă multimodală, ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii județene, ceea ce înseamnă modernizarea spitalelor. Da, acolo am promis și lucrurile stau și sunt în grafic. Și atunci oamenii ăștia au vrut și și-au dorit să vină într-o echipă care nu promite, dar face, și în care oamenii au încredere, pentru că de ce să nu spunem lucrurilor pe nume? În Galați și județul Galați lucrurile s-au schimbat. Sunt vizibil schimbate. Nu trebuie să-ți spună cineva sau să-ți povestească cineva sau să-ți facă niște poze să-ți arate. Da, sunt foarte multe lucruri care mai trebuie să făcute. Dar să ne uităm de unde am plecat în 2016, unde eram în 2020 și unde suntem acum în 2022. Pentru că toate proiectele pe care le-am adus cu finanțare europeană, atât pe apă, pe canalizare, pe sistem de management integrat al deșeurilor, pe drumuri, pe spitale, pe cultură, sunt proiecte cu finanțare europeană care au condus la o dezvoltare economică și la o infuzie de capital pentru firmele din județul Galați. Și lucrul ăsta l-au văzut și acei primari care s-au alăturat echipei organizației județene a Partidului Social Democrat, și anume vorba de primarul de la Matca, o comună foarte mare, unde avem un proiect de 33 de milioane de euro pe ceea ce înseamnă apă și canal. Oamenii aia au stat acolo, deși una dintre cele mai mari comune, au fost ținute acolo în subdezvoltare atâția ani de zile. Și atunci omul ce își dorește? Își dorește să-și dezvolte comunitatea, pentru că oamenii aia de aceea l-au ales. Corodul. Avem proiecte pe Corod, atât pe drumurile județene, pe partea de infrastructură, de apă, de canalizare. Cred că sunt proiecte care, dacă mă fac un calcul așa scurt, care depășesc câteva, dacă la o primă analiză așa, cred că sunt peste 40 de milioane de euro. Independența, o comună, din punctul meu de vedere, cea mai bine structurată comună din județul Galați. Deci acolo străzile sunt paralele, perpendicular vii pe o stradă principală, exact ca New York, pe cuvânt. Deci este singura comună din județul ăsta. L-am ajutat și înființează fiind și președintele ADI Apă Canal, să realizeze sistemul de canalizare și apă pe toată comunitatea respectivă. Am venit cu alte proiecte și acum, urmând omul să vină, pentru că așa stă bine unui gospodar, întâi îți faci canalizarea apă și din urmă va veni, o să vedeți, va veni cu un proiect destul de mare pe ceea ce înseamnă infrastructura de drumuri. Același lucru l-a făcut și pentru primarul de la Cudalbi. Și acolo o comunitate mare și o să vedeți ce proiecte tot așa de câteva
proiecte mari de anvergură care vor conduce la dezvoltarea comunității. Adică toate cele patru comune pe care vi le-am enumerat până acum sunt peste 35.000 de locuitori ai județului Galați. Despre pandemie, nu mai vrem nici să ne amintim, nici să ne gândim. Cu toate astea mă întreb dacă am învățat această lecție. Nu am învățat această lecție. Vreau să vă întreb dacă pentru toamnă Consiliul Județean, care are în administrație, în administrare și Spitalul Județean, este pregătit pentru un eventual val. Doamnă, știți ce se întâmplă? Da, acum pot să spun că suntem mult mai pregătiți decât am fost în 2020, când nu știam, când era atât de frică, nu era frică măcar să vorbim unii cu alții, că nu știam cum acționează și cum reacționează organismul, cum acționează virusul și cum reacționează organismul la acest virus. Într-adevăr, destul de complicat, dar în același timp pot să vă spun că în momentul de față, astăzi când vorbim, seara asta când vorbim, lucrurile nu sunt roz, pentru că în momentul de față sunt 15 pacienți destul de gravi cu alte afecțiuni cronice în secția de la Spitalul Județean la etajul 1, dintre care 5, iară 5 sunt în terapie intensivă COVID. Adică lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Cei de la Spitalul de Boli Infecțioase deja au început să interneze și deja au făcut adrese către Direcția de Sănătate Publică pentru a suplimenta paturile. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar nici nu ne putem relaxa atât de tare, pentru că sunt lucruri concrete. Sunt mulți care sunt supărați și sunt indignați. Și aici le dau și dreptate, dar atunci când așteaptă la Spitalul Județean, dar nu poți să intri în spital fără să ai un test COVID. Nu poți să fii internat până nu ți se face un test COVID. Și atunci oamenilor ăștia li se face testul COVID. Și apropo, dacă tot vorbim de cârcotași, vă aduceți în aminte în 2020 când am luat aparatul ăla PCR și erau toți lăutarii de la toate partidele politice, pentru că așa erau niște lăutari, niște cârcotași care habar n-aveau pe ce lume trăiesc. Și atunci aparatul ăla este mic, unul la Iași face 350 de teste pe zi și ăsta face doar 70. Nu, aparatul ăla funcționează și în momentul de față, este folosit în regim de urgență, pentru că face și poți să bagi câte 10 probe și câte 15 probe și câte 4 probe, astfel încât să poți să le dai drumul la cei care vin accidentați, care vin cu probleme în urgență și să poți să le dai drumul în spital mai repede, să intre în spital. Și are peste câteva zeci de mii, a depășit 100 de mii de teste. Și încă funcționează. Și încă este funcțional și zilnic face, gândiți-vă că zilnic ajung la UPU 210, 215, 220 de persoane, dintre care 60, minim 50-60 de oameni sunt internați în spital. Aia care intră și sunt internați în spital, obligatoriu să face test PCR. Ați spus că n-am învățat lecția pandemiei. Nu, pentru că uitați-vă ce se întâmplă. E normal, e firesc să ne relaxăm, să ne simțim bine. Uitați-vă la concertele, la spectacolele organizate în România, unde sunt câte 20.000, câte 30.000 de oameni. Unii sunt răciți, alții au virus, alții nu au virus. Ne luăm în brațe, ne sărutăm, ne iubim, ne nu știu ce. Este un lucru normal și firesc să empatizăm unii cu alții. Dar gândiți-vă ce spun cei care astăzi sunt pe patul de spital. Gândiți-vă ce spun unii care, din păcate, că vor să recunoască unii sau nu, unii care au avut COVID au rămas cu niște sechele. Și sunt sechele. Da. Deci sunt sechele. Unii au probleme cu respirația, cu alții obosesc, unora le cade părul, altora, adică în funcție de organism, pentru că fiecare organism reacționează diferit la și are un diferit sistem imunitar. Nu-mi dau eu cu părerea aici, că nu sunt specialist, dar pot să vă spun că am amici, am cunoștințe care au rămas cu sechele. Am avut și eu COVID, am avut și soția. Am avut acest virus.
și lasă sechele. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a lăsat probleme pe care le au unii dintre amicii mei. Dar dacă nu vom învăța că totuși, oricât de mult ne-am dorit să socializăm și să fim cât mai apropiați unii de alții, nu trebuie să stăm atât de lipiți unii de alții, pentru că se transmite foarte ușor. Aveți perfectă dreptate. 2 ani de suferință au fost pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru copiii noștri și bine ar fi să învățăm chiar și în momentul acesta, când lucrurile nu au trecut. Aveți perfectă dreptate, pentru că noi va trebui să învățăm un lucru. Trebuie să învățăm să supraviețuim și să convețuim cu acest virus, pentru că el nu dispare și nu a dispărut. Așa cum a fost până când se vor găsi mai multe metode de a fi tratat, până va fi studiat mai mult, analizat în laboratoare, se va face cercetare pentru fiecare virus, variolă, rujeolă, pentru toate s-au găsit tratamente. Cu siguranță va fi tratament și pentru ăsta. Dar așa cum ne-am obișnuit să supraviețuim și cu cealaltă, cu gripa nu știu de care, cu răceala nu știu de care, cu gripa porcină, cu aia aviară, așa va trebui să conviețuim și cu COVID. Conviețuim cu COVID, conviețuim cu criza economică, vom fi mai puternici, sunt absolut convinsă la sfârșitul acestor situații. Este o selecție spartană pe care o face acest virus. Îmi plac din ce în ce mai mult încheierile dumneavoastră, domnule președinte. Am să vă las de fiecare dată să trageți concluzia, pentru că este foarte bun. Așa este, selecția spartană este într-adevăr un reper numai bun, potrivit. Vizionare plăcută în continuare, doamnelor și domnilor. La revedere! Vă mulțumesc!